Sur la glace, reprezentant la France. Atmosferă franceză de cabaret, aș spune, pe gheață. Nathalie Péchala și Fabien Burza, dubli campioni europeni, 28-31 de ani, antrenați în continuare de Angelica Krylova și Pascale Camerlengo. Acasă emoțiile sunt mult mai mari. Și atmosfera franțuzească este adusă și cu ajutorul lui Jacques Offenbach și al lui Yves Montand. Început excelent. Dificilă ridicarea. Nu știu dacă s-au inspirat din baletul de la Moulin Rouge, dar au fost strălucitori, Nathalie Péchala și Fabien Burza. La o piatră distanță, nu, de Bercy? Exact. Spectatori în picioare pentru a aplauda performanța campionilor europeni. Și putem ghici de pe acum cam ce poziție vor ocupa în clasament după acest program scurt. Au fost magnifici. Și interpretare și tehnică. Și să știi că prin acest program aruncă, să zic, o săgeată și către continentul american. Către canadieni și americani. Pentru mondiale. Sau cel puțin în prima fază pentru finala de Grand Prix. Care se va anunța extrem de interesantă. Dacă facem rapid o trecere în revistă a programelor, francezii au la programul scurt acest mix franțuzesc, iar în programul liber au mers pe varianta Rolling Stones, în timp ce, dacă ne uităm la Tessa Virtue și Scott Moir, în acest sezon au abordat pentru
programul scurt. Un program interesant pe muzica lui Anthony Hopkins, un vals foarte frumos și au mizat pe Carmen. Carmen la... Un program liber fabulos. Ia să știi că dansul scurt al canadienilor e, dacă nu aduc modificări și îmbunătățiri, este sub cel al francezilor și chiar și al italienilor. Bun, trebuie să mai facem o comparație cu Meryl Davis și Charlie White. Așa este. Ei au un program interesant la scurt, pe muzica lui Giselle, baletul lui Giselle, și merg pe musicalul Notre Dame de Paris. La fel, foarte bine conceput. Ei vor concura săptămâna viitoare în Japonia, pentru că au 15 puncte, au câștigat în Statele Unite, la Skate America. Un lucru este cert, au avut unul dintre cele mai frumoase programe. Nu aș vrea să-i neglijez nici pe italieni. Nu. Dar italienii, să ne gândim că și-au făcut season best. Și francezii, cred că îi vor bate cu vreo 2-3 puncte, după părerea mea, dar vedem ce se va întâmpla. Au nevoie de 66,19 puncte ca să treacă înaintea italienilor. Deci au nevoie de season best-ul italienilor. Exact. Oricum iau un season best de 69, deci ce spuneam, că sigur, cred că își vor atinge, dacă nu chiar depăși acest season best. Durează cam mult până arbitrii se decid. Sunt ultimii din concurs, arbitrii nu mai trebuie să se grăbească, nu mai vine nimeni după ei. E vineri seara. Peste 3 săptămâni avem finala de la Sochi. Și săptămâna viitoare ultimul Grand Prix NHK Trophy în orașul Miyagi din Japonia. 68-48, mult mai mult categoric decât italienii, dar nu și-au egalat season best și sunt pe prima poziție. Clasament final. Franța, Italia, Rusia. O seară plină de muzică din